Era în 26 februarie 1993, când un copil de 16 ani s-a decis să înființeze un club sportiv. I-a pus numele Dragonul, făcea sporturi de contact de la nici 6 ani și sosise vremea să își construiască propria carieră. Pe Dan Goron l-au susținut și ajutat părinții, mai ales mama, care a lipit cot la cot cu el afișe prin oraș și a mers prin școli pentru a găsi copii dispuși să facă sport. La primul antrenament, Dan a avut 87 de elevi. Și el era tot elev, în clasa a 11-a și nu prea răsărit. Era plină sala și se întreba unde, când vine instructorul. Și eram printre ei, eram, cred că, cel mai micuț din sală. Dar a fost o idee frumoasă, în curs de, nu știu, maxim 2 luni de zile am avut 180 de sportivi în sală. Sprijinul l-am avut din partea mamei mele, care, sincer, m-a ajutat foarte mult și fără, nu m-aș fi descurcat. Ea m-a ajutat cu afișele, de pus afișe până oraș, de mers pe la școli și a trecut timpul. În cei 31 de ani de activitate a îndrumat mii de sportivi. În sala de antrenamente, diplomele și premiile nu mai au loc, iar numărul instructorilor care îl ajută a crescut. Au trecut 31 de ani peste mine, ca și persoană, peste club, peste activitățile clubului. Sunt o mulțime de cupe pe rafturile de la sală care mă bucură. Și mă bucur de asemenea că am o echipă T încă în formare și în creștere, o mulțime de instructori cu centuri negre 1-5 de ani, care mă ajută. Când erau poate mai puțin sportiv, le descurcam cu 1-2 persoane, 1-2-3 instructori. Dar deja în care numărul e destul de mare, a fost necesar să mărim numele grupelor și să mărim și numărul de instructori, încât pregătirea lor tehnică să fie cât mai bună. Dan Goron a făcut în acești ani tot felul de studii, a învățat cum să managerieze o afacere și a acumulat o experiență uriașă. Realizările sale sunt absolut remarcabile, iar titlurile pe care le deține încununează o viață de sportiv disciplinat și dedicat. În momentul de față am 6 de ani taekwondo și 5 de ani freestyle kickboxing. Mai sunt multe grade, prin karate, prin așa de-a lungul timpului, dar astea sunt cele mai predominante. Instructor de box, instructor de fitness. Specializarea mea în facultate a fost antrenor de atletism. Deci toate astea adunate m-au ajutat foarte mult să diversific antrenamentele și să nu fie nici monotone, dar să fie bine gândite și bine conturate. Regrete nu are în ce privește activitatea sportivă. L-a supărat uneori faptul că oamenii în care a avut încredere i-au întors spatele și nu mai știu să dea bună ziua, pentru că, în fapt, actele marțiale înseamnă respect, disciplină și loialitate. Însă tot ce a reușit de-a lungul acestor 31 de ani înseamnă realizarea unui vis, visul lui din copilărie, pe care l-a văzut împlinindu-se, crescând până în punctul în care a devenit și visul atâtor mii de elevi pe care i-a antrenat de-a lungul a 3 decenii. Redacția Plus TV urează clubului Dragonul Baia Mare ani mulți înainte și succes nelimitat!